Aș vrea toți cei care sunteți căsătoriți să vă așezați pe scaune. Doar cei căsătoriți. Și acum aș vrea toți cei căsătoriți care v-ați așezat pe scaune să vă uitați bine aici în față și în jurul vostru. Pentru că m-ați întrebat unii ce puteți face cei căsătoriți pentru căsătoria tinerilor și un lucru foarte concret pe care îl puteți face, în seara aceasta, la final, o să vă rugați pentru ei. Dar cum o să vă rugați pentru ei? O chești o fată, două, te duci o ei lângă tine și te rogi pentru căsătoria ei. Nu te mai rogi nici pentru Africa, nici Afganistan, deci în seara aceasta pentru chinești mă rog eu, sau pentru cine în seara aceasta vă rugați. Bărbaților, ochiți băieți, dacă nu vă rămân băieți, luați o fată, două și vă, vă rugați pentru căsătoria ei. Să fie la timpul hotărât de Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, cu cine vrea Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? V-am spus asta ca să fiți cu oreche atenți la mesajul meu și cu ochiul să vă gândiți foarte serios pentru cine vă rugați în seara aceasta. Dar în seara aceasta vă asigur că niciunul dintre voi nu scăpați de rugăciune. Și în seara, aleluia! Și în seara aceasta ne rugăm pentru căsătoria voastră. Amin? E primul lucru care îl putem face pentru ei. Puteți să vă așezați, că ăștia v-au deja, v-au ales, da? Al doilea lucru foarte concret pe care îl puteți face, îl putem face cei căsătoriți pentru cei necăsătoriți, este să le spunem tinerilor ce urmează după nuntă. Ei până la nuntă au anumite idei. Până la nuntă au ei anumite idei cam ce se întâmplă înainte de nuntă. Ce se întâmplă după nuntă bănuiesc. Și voi, ca să fiți de ajutor, să le spuneți Concret, ce urmează după nuntă? Cu următoarea precizare. Că ți-am spus ceva din ce știu, dar unele lucruri habar n-am. Că încă n-am trăit toată viața să spun ce urmează după nuntă, și după nuntă nu urmează la toți la fel. Corect căsătoriților. Dar măcar câteva lucruri să le spunem ce urmează după nuntă și să le răspundeți și la întrebarea aceasta pe care o au tinerii, chiar este important să ne pregătim pentru viața de familie. Nu știu ce o să le răspundeți voi. Eu vreau să vă spun că da, dup pentru viața de familie e foarte important să vă pregătiți și băieții și fetele. Și o să vă dau două argumente. Primul argument vine din intrarea în legăminte. Spuneți-mi, indiferent la ce legământ vă gândiți, intrarea în legământ, mă refer la legămintele cu Dumnezeu, intrarea în legământ cu Dumnezeu, din câte vă aduceți aminte, necesita o pregătire. Știți că Dumnezeu la Sinai îi spune lui Moise, spune poporului, se urcă pe munte și Dumnezeu spune, du-te până jos și spune poporului. Și Moise zice, da i-am spus. Și Domnul spune, du-te și mai spune-i dată, Pentru că intrarea în legământ cu mine nu poate fi făcută cu ușurință, e o chestie foarte serioasă. Întrebarea mea, dacă intrarea în legământ cu Dumnezeu necesită pregătire, de ce intrarea în legământ unul cu celălalt în prezența lui Dumnezeu n-ar necesita pregătire? Am o altă întrebare. Mireasa lui Hristos se pregătește pentru nuntă? Cam de mult timp, așa -i? Și cine i-a spus să se pregătească? Mirele. Și dacă Mireasa lui Hristos trebuie să investească o viață în pregătirea pentru nuntă, de ce copiii noștri, nepoții noștri, tinerii bisericii, de ce n-ar trebui să se pregătească pentru nuntă? Dumneavoastră o să le dați mai multe argumente. Ce aș vrea să spun eu tinerilor? Că vă spun în seara aceasta o să le demonstrez unora că eu știu vorbi și scurt. Unii de aici nu cred. Ei zic că dacă eu o să termin la fără un sfert, e minune dumnezeiască. Și eu vreau să le arăt că se întâmplă minun. Da? De... Poftim? Asta ce vreți voi e problema voastră, ce vreau eu e problema mea, da? Dacă... Știi ce le-am spus frate în armată? Asta că dacă nu vă place de mine, trimiteți-mă acasă. <laughs> nu. Și nu m trimis, asta au fost, m ținut acolo, da. Nu vă place de mine, nu vă mai invitați. De deci ce vreau să vă spun eu? Chiar cred că e important să se roage cineva pentru voi și o să le las timp. Al doilea lucru, cred că puteți găsi multe informații, le aveți în cuvânt, le aveți în cărți și le aveți la cei care vă sfătuiesc, părinții voștri și cei căsătoriți, ca să nu mă absolv eu de, am cărți care vorbesc despre pregătirea pentru viața de familie și dacă nu le am aici fizic, vi le trimit PDF. Le ai pe telefon, le ai pe calculator, le citești când vrei tu sau nu le citești, le dai delete. Singura condiție ar fi îmi trimiți un e-mail, spui vreau pregătirea pentru căsătorie, nu volumul întâi sau ceva și îți, îți trimit lucrul acesta fără nicio problemă. Ce aș vrea să vă spun eu vouă, că pregătirea pentru căsătorie e foarte diferită de pregătirea pentru nuntă. Și știți de ce vă spun lucrul acesta? Că foarte mulți fac confuzia aceasta. Ei când se gândesc la pregătirea pentru căsătorie, ei se gândesc cum să iasă o nuntă ca la nimeni altul. Și o să vă destăinui ceva. Cine vrea să iasă ca la nimeni, așa iasă. Ca la nimeni. Eu cred că mulți sunteți experți în pregătirea pentru nuntă. Și cred că și culegeți multe informații din pregătirea pentru nuntă. Și unii apelați la specialiști când e vorba de pregătirea pentru nuntă. Nu știu când o să vă măritați, o să vă însurați voi mai devreme sau mai târziu când va vrea Dumnezeu și nu știu cum va fi pe vremea voastră, dar vreau să vă spun că pe vremea noastră nunta ținea foarte puțin. Maxim o zi. Și nu știu de ce, sau știu cam cea mai mare dorință a mirilor în ziua Anunții. Știți care a fost? Măcar trei zile, nu. Cei mai mulți să se termine cât mai repede. Asta era dorința. Nu mă întreba de ce. Vor că erau obosiți toate celelalte. Dar să țină trei zile, șapte cam povești. Zilele sunt scurte, trec repede și apoi începe viața reală. Care este rugămintea mea? Informați-vă ce urmează după nuntă. Informați-vă ce înseamnă viață de familie. Informați-vă ce înseamnă să relaționez cu altcineva diferit de tine. Informați-vă care este voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. O să le spun părinților ca să auziți voi, că au zis ce să facem pentru copiii noștri. Nu pot să împart așa pe vârstă, dar o să vă dau trei sfaturi. Primul, întâi de toate creșteți oameni. Până la ce vârstă să vă zic asta? Până la câți ani? Hai să zic așa, până la 10 ani creșteți oameni. E bine așa? Știți ce înseamnă om? vorbiți cu Iosif și Maria. Iosif și Maria au crescut un om despre care un păgân care n-avea niciun interes să spune ceva bun despre Isus, a spus, iată omul. Până la 10 ani creșteți oameni. De la 10 ani până la 17 ani, ca să vă dau 7 ani, Ajutați-i să fie mântuiți. Oameni care să devină copiii lui Dumnezeu. Și de la 17 ani încolo, după ce i-ați învățat să fie oameni și i-ați ajutat să fie copiii lui Dumnezeu, apoi vorbiți-le concret ce înseamnă să fii soție, ce înseamnă să fii mamă ce înseamnă să fii soț, ce înseamnă să fii tată și aș aprecia foarte mult dacă le-ați vorbit din Scriptură, nici din bucuriile voastre, nici din durerile voastre. Mi se pare absolut normal ca orice tânăr care intră în viața de familie să știe la ce se angajează. Vrei să fii soție? Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă soție? Că Dumnezeu n-a ținut secret lucrul acesta. Scrie în Biblie. Vrei să devii mamă, te-ai informat ce înseamnă să devii mamă. Vrei să fii cap al a cui surorilor? A familiei sau a nevestei? În Biblie scrie ca nevestei. <laughs> nu, no, dar în fine, te informezi ce înseamnă aceasta. Vrei să fii părinte, te informezi ce înseamnă asta. Știți că eu nu-i contrazic pe oameni, doar spun că nu-mi place când gândesc diferit de mine. Auzim foarte mult, ați observat că, iar mi s-au terminat baterie, da? Că nu vă place vouă celor de la stație. Ați observat că foarte mult se zice că bărbatul trebuie să fie preot în familie și eu nu zic asta. Eu zic că în familie nevasta trebuie să fie preot. Adică și nevasta. Că Domnul Isus ne-a făcut pe toți o seminție de preoți. Deci, noi tot zicem că bărbatul preot, dar nu prea le avem noi cu cădelnița, nu știm ce înseamnă preot prea mult. Și atunci eu vă spun direct, vrei să fii bărbat în casă, pregătește-te să-ți conduci familia în voia lui Dumnezeu. Și să vă dea un tip fetelor, dacă unul nu se poate conduce nici pe el, în voia Domnului cum o să conduc întreaga familie în voia Domnului. El nu e în stare să conducă trabant și el vrea Ferrari. Voi ca fete înțelepte spui, Vaselică, când e fi în stare să conduci bicicleta, du-te pe altă stradă. Și când e fi în stare să conduci pe una ca mine, pe pașul lui Hristos, atunci cerem numărul de telefon, da? Dar aici trebuie să-i ajutăm. Îi ajutăm să fie oameni. Ăsta este minimul, baza. Să fim oameni. Apoi ajutăm să devină copiii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu binecuvintează familiile care se încred în ei și apoi, când ei deja sunt mai maturi și chiar se gândesc serios la căsătorie, îi informăm și ajutăm să înțeleagă ce înseamnă statutul lor. Ce vreau să vă mai spun vis-a-vis -vis de pregătirea pentru viața de familie? Nu puteți începe pregătirea pentru viața de familie. Niciunul de aici nu puteți începe pregătirea pentru viața de familie. Știți de ce? Știți de ce? Ați început-o deja. Nu știu dacă v-ați prins când ați învățat să vorbiți, v-ați pregătit pentru familie. că în familie va trebui să vorbiți. Când ați învățat să mâncați, v-ați pregătit pentru familie. Când ați învățat să vă îmbrăcați, v-ați pregătit pentru viața de familie. De asta unii nu știu să-și pună hainele la loc, că nu i-a învățat nimeni, că nu se pregătiți pentru viața de familie, da? Că ei nu știu că și hainele puse la loc, alea murdare acolo, înseamnă viață de familie. Ați învățat unii să iertați, Că dacă n-ați învățat să iertați, nu sunteți pregătiți pentru viața de familie. Dar sunteți în proces. Știți să încurajați. Știți să mângâiați. Știți să înviorați un suflet întristat și doborât. Știți să mustrați fără să o omorâți. Ce vreau să vă spun este că pregătirea pentru viața de familie a început de mult. Nu suntem conștienți, probabil. Dar ascultați-mă, în viața de familie nu intră idealuri, în viața de familie nu intră idei, în viața de familie intră două persoane. Tu și el, tu și ea. Și măcar de acum ar trebui să rețineți că tot ceea ce învățați vă va influența pozitiv sau negativ ce? Viața de familie. Când te duci la școală, are de-a face cu viața de familie educația pe care o primești are de a face cu viața de familie. Când speli vasele în bucătărie, dacă acum nu se mai spală, știți cu ce are de face? Băieților, știți cu ce are de face? Cu viața de familie. Bine, este și varianta, dacă nu ți cumperi un câine și după ce ai mâncat, îi dai lui Grivei să spele farfurile și sunt sterile, gata, asta ar fi o variantă, dar nu cea mai indicată. Lucrurile care le credem noi mărunte și lucrurile care le credem mari, toate au de-a face cu viața de familie. Acum spuneam că da, sunt etape. Sunt etape în care cei mai mulți nu suntem conștienți că ne pregătim pentru viața de familie. Dar ne pregătim. Și apropo, aici ar fi rolul nostru a părinților. Dacă nu găsim alte argumente când îi spunem să facă ceva sau să nu facă ceva dacă tot îi sfârie călcâile sensoare și zice, dar mamă, de ce să fac eu așa? Ca să te pregătești pentru un surătoare. Ca să vrea acum însoare. spui ca să te pregătești pentru un ia farfuria, du-o și pune acolo, fă asta, du-te și pune acolo, Fi punctual, ca asta are de-a face cu viața de familie. Că dacă nu-l înveți punctual, o să stea nevastă să în ploaie sau în soare, vreo trei ceasuri să-l aștepte, că el o întârzia nu știu unde. Toate au de-a face cu viața de familie. Numai dacă există o etapă în care nu sunteți conștienți că asta are de-a face cu viața de familie, există o etapă în care, în mod intenționat, trebuie să vă faceți voi. Părinții vă pot ajuta să deveniți oameni, dar decizia de a fi oameni o luați voi. Părinții vă pot ajuta, vă pot susține să deveniți copiii lui Dumnezeu, dar decizia de a deveni al lui Dumnezeu o luați voi. Părinții pot încerca să vă spună ce înseamnă să fii mamă, soție, bărbat, soț, dar până la urmă munca trebuie să o faceți voi, să puneți mâna pe Scriptură, să vedeți ce vă cere Dumnezeu. Da, înainte de căsătorie, trebuie să luați decizii. Și doar o să numer câteva. Înainte de căsătorie, trebuie să decizi dacă îți accept identitatea sau nu. Știți că există tot felul de minuni în lumea de astăzi. O să vă spun varianta simplă în cazul meu, nu știu cum a fost la voi. Când mama a fost însărcinată, a fost însărcinată nu cu un copil, cu un băiat. Când mama m-a născut pe mine, n-a născut un copil. Ci și și-a născut un băiat. În sala de naștere a fost un băiat, n-a fost un copil. Când am făcut prostie, a făcut prostie un băiat. Toată lumea din sat a știut că a făcut un băiat. Alu Mihai Pocăitu, prostie. Când m-am dus la școală, s-a dus la școală nu un copil, ci un băiat. Și aș putea continua toată și o să vă spun un lucru. Dacă peste nu știu câți ani o să mă pe cineva și o să se uite pe acolo prin mormânt, și ce o să o constate? Că acolo a fost îngropat un bărbat. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că și eu am acceptat asta. Și n-am zis că sunt altcineva în trupul altcuiva și sunt prizonerul. Dacă nu-ți accept identitatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, bărbat și femeie, n-ai cum să întemeiezi o familie binecuvântată. N-ai nicio șansă. Șansele sunt zero. Pentru că Dumnezeu doar astfel de familie binecuvintează. Îți accepti identitatea creată de Dumnezeu și apoi trebuie să iau decizie vis-a-vis -vis de căsătorie. Știți ce nu se prea spune prin bisericele noastre? Că nu toți trebuie să ne căsătorim. În seara aceasta am vrut să citesc un pasaj din Scriptură cu familiștii, ne-am uitat într-un context la prima parte din 1 Corinteni 7 și cu voi m-aș fi uitat la a doua parte din Corinteni 7. Și acolo Apostolul Pavel spune foarte clar că fiecare are darul lui de la Domnul. Pe unii Dumnezeu îi cheamă să trăiască o viață de familie, căsătoriți, pe alții Dumnezeu, pentru rațiunea care el o are care stăpân, îi cheamă să trăiască la singular, nu singuri. Noi trebuie să decidem, voi trebuie să decideți dacă vreți o viață cum vă place vouă sau cum îi place lui Dumnezeu. Și ar trebui să puneți întrebarea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt copilul tău, am devenit copilul tău. Cum vrei să-mi trăiesc viața înainte? Ai în plan pentru mine căsătoria? Pentru că dacă Dumnezeu îmi cere să plătesc prețul de a rămâne în slujba lui, pentru împărăția lui necăsătorit, știți care poate fi una din tragedii? Până la 80 de ani să aștept să mă însor. Și numai să mă rog să mă însor, numai să mă vaid că n-am însurat, dacă în relația mea cu Dumnezeu primesc răspunsul că la 20 de ani Dumnezeu spune Viorele, am un plan pentru tine, păi mi-am scos din cap fetele, mi-am scos din cap înghețatele și toate celelalte și spun, asta este chemarea lui Dumnezeu pentru mine, nu plâng toată viața pe un subiect pe care nu are rost. Asta ar trebui să învățăm și noi, și noi predicatorii, și voi ca părinți, că deși planul lui Dumnezeu în general este căsătoria, Dumnezeu are excepțiile lui. Niciodată să nu priviți la un necăsătorit că nu-i normal, că nu-i întreg, că nu poate fi folosit de Dumnezeu, pentru că atunci am avea foarte mari probleme. Atunci ar trebui să scoatem din Biblie toți tinerii necăsătoriți pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a folosit. Nu mă tem atât de mult că ar trebui să-l scoatem pe Pavel când mă gândesc că ar trebui să-l eliminăm pe cine. Pe Domnul, că nici el n-a fost căsătorit. Deci nu mai credeți balivernii din astea care vă spun că noi suntem jumătăți, că trebuie să ne găsim jumătatea. Nu, Dumnezeu nu a făcut jumătăți, Dumnezeu a făcut oamenii în trei, slăvi să fie Domnul. Că Dumnezeu nu te poate folosi dacă nu. De ce nu te poate folosi Dumnezeu? Te poate, dacă El vrea să te folosească, te folosească. Ei decizie dacă vrei să fii în voia lui Dumnezeu sau nu. De ce? Pentru că dacă începi viața de familie, știi ce decizie va trebui să iei în fiecare zi. Dacă vrei să rămâi în voia Lui Dumnezeu sau nu. La voi nu va fi așa, dar înaintea voastră familiștii au avut și greutăți. Și să știți că au fost femei care au trebuit să decide frecvent în viață, rămân în voia Lui Dumnezeu, rămân cu bărbatul ăsta, împort crucea sau dau și cu el și cu toate de pământ. Și știți ce decizii au luat? Dacă au luat decizia să asculte de Dumnezeu înainte de căsătorie, atunci au învățat și-au luat decizia să asculte de Dumnezeu și în viața de familie. Și unele, poate o vreme, au rămas acolo, nu de dragul lucrurilor care arată în filme, ci de dragul lui Hristos. Și Hristos n-a rămas dator. Și băieților, ca să vă treziți și voi, sunt și bărbați care au rămas în familie, numai că au hotărât să asculte de Dumnezeu. Dacă nu-i ținea dragostea de Dumnezeu și loialitatea față de Dumnezeu, nu mai erau acolo. Și cei care pleacă, să știți, din familie, nu pleacă de dragul lui Hristos. Nu pleacă că au găsit ei o modalitate mai bună de a-l sluji pe Dumnezeu. Pleacă pentru că, odată când au trebuit să reiau o decizie, ce fac? Au spus. Eu mă duc în direcția în care îmi permite Dumnezeu, nu mai rămân în direcția în care îmi poruncește Dumnezeu. Știți tinerilor ce nu știu tăia care le-am spus de fără un sfert? Că n-am zis la cât fără un sfert. Săraci, ei ce au zis? Nu, acum să vedem. Până la fără un sfert mai este. O să vă spun eu la care fără un sfert, da? Luați decizia ce vreți de la viață, în voia lui Dumnezeu sau nu. Că apoi va trebui să luați decizia în viața de familie, dacă rămâneți în voia lui Dumnezeu sau nu. I-am întrebat pe părinții voștri ce fel de copii vor. Fine, fiți siguri. Vă întreb pe voi, ați hotărât, dacă ați hotărât să vă căsătoriți, ați hotărât ce fel de familie vreți? Ascultați, e foarte important să hotărâți ce fel de familie vreți. Că dacă vreți un anume tip de familie, vă spun eu, e mai indicat fără Dumnezeu. Deci dacă vreți un anume tip de familie, Dumnezeu vă încurcă. Dacă vreți o familie de șmecheraj, de figuranți, de toate celelalte, nu-L chemați pe Dumnezeu acolo că vă încurcă toate planurile. A, ah, dacă vreți o familie binecuvântată, o familie care trăiește cu semnificație, o familie cu impact în viața altora, o familie care va crește copii pentru gloria lui Dumnezeu, o familie care să aibă impact în veșnicie, atunci fără Dumnezeu nu se poate. Dar eu trebuie să vă spun deschis. Voi decideți ce fel de familie vreți. Numai că după ce veți decide ce fel de familie vreți, Întrebați-vă și dacă sunteți gata să plătiți prețul pentru o asemenea familie. Că nu poți avea o familie binecuvântată dacă nu respecti condițiile binecuvântărilor. Nu poți avea o familie curată dacă ai trăit murdar. Și atunci, dacă îmi propun ceva, trebuie să plătesc un preț. Dar voi știți asta de la școală. Dacă vrei să cânți la un instrument, ce faci? Vrei, te rogi și te culci. Și dimineața când te trezești, învârți acordeonul de... Nu știu în care dimineață. Nu, spui frate, mă rog, am decis, mă rog și apoi... Apoi învăț, apoi muncesc, apoi plătesc un preț. Așa este și pe calea credinței. Pavel spune, fraților, alergați în așa fel să căpătați premiu. Și dacă vreți să căpătați premiu, nu vă mirați că plătiți un preț. Uitați-vă la cei din lume care, ca să capete premiu, fac eforturi foarte mari. care e diferența? Nu că noi nu facem eforturi, că noi luptăm pentru ce nu se veștejește, pentru ce nu trece, pentru ce este veșnic, da? Tot în pregătirea aceasta, ar fi bine să vă lămuriți voi ce așteptări aveți de la Dumnezeu. Poate să-i scrieți o scrisoare lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu vreau astfel de familie și uite ce aștept eu de la Biblia. Tot încercăm, da. Rușii, rușii ne încurcă. Da. E să ia cu fără un sfert pe fir. Ce se le facă? Deci, nou, eu nu cred că, nu știu dacă s-ar supăra Dumnezeu să-i scrie o scrisoare, că oricum ne cunoaște inima, să spui, Doamne, mie Biblia nu-mi este suficient, Duhul Tău cel Sfânt nu-mi este suficient, părinții nu-mi sunt suficienți, biserica nu-mi e suficientă, mintea care mi-e dată nu-mi e suficientă, ca să mă pot mărita bine sau însora, bine, aș mai avea nevoie de. scrie Domnului și vezi ce o să iasă, da? Hotărâți-vă ce aștepta. Așteptați de la Dumnezeu ceva în plus față de ce a făcut el? Apoi am o rugăminte, hotărâți-vă ce așteptați de la părinți. Și spuneți-le părinților că sunteți copii mari, nu vreți să vă căsătoriți. Spui, mamă, uite ce aștept de la tine, m-aș mărita bine, aș vrea să mă căsătoresc, să mă însor bine. Ești mama mea, ești tatăl meu, uite ce aștept de la voi. Că noi părinții nu prea avem idei, că dacă tot n-am trecut pe drumul ăsta, nu prea avem idei. Dar dacă ne dați idei, promitem să ascultăm cât putem, că nu suntem noi cei mai tari, dar cât putem, dacă ne dau copiii idei, încercăm să-i ajutăm, corect? De la biserică, așteptați ceva? Voi tineri, așteptați ceva sau nu? vis a -vis de măritici, de însurat, așteptați ceva? E groaznic, nu așteaptă nimic. Și de ce? Că ei nu cred că noi putem face ceva. E vina noastră că am ajuns aici încercați. Eu zic, toți tinerii, vă sfătuiți și trimiteți pe unul cu depeșa la comitet și spuneți, uite tinerii biserice Emanuel, uite tinerii biserice Lim, ce așteaptă de la biserică în vederea căsătoriei noastre. Și dați-le de lucru. Apoi ei stau, analizează dacă e biblic, dacă nu e biblic, își fac program de lucru, și dacă ei consideră că cerurile voastre sunt biblice, vin și anunță în biserică. Fraților, uite, tinerii ne-au deschis mintea sau gândesc la fel ca noi, punem mâna și lucrăm dacă vrem să avem căsătorii binecuvântate. De la păstori, în mod special, așteptați ceva? De la slujitori, așteptați? Am o rugăminte, n-așteptați rugăciuni magice, că n-avem. Deci dacă voi nu vă faceți parte și apoi veniți aici la altar și așteptați voi, frate Iuga, când mă-i eu să faci matale o rugăciune, să-l schimbe și pe la și pe mine și să ne duci direct în rai, n-am rugăciunea aia. Aș face-o pentru mine, dacă aș avea. Aș face-o pentru copiii mei. Eu ce pot să rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar Dumnezeu vă va da binecuvântare după cum sunteți voi, nu după figurile noastre dar așa dacă am fi numai la întâlnirile de tineret, voi așteptați tineri unii de la alții, așteptați ceva că sunteți în aceeași generație toți sunteți isteți unii de la alții, așteptați ceva fetelor, ca voi să vă măritați bine, așteptați ceva de la băieți sau nu? în afară să vă ceară, am înțeles da, da. da așteptați ceva n-ar fi normal ca băieții serioși, pocăiți să vă ajute nu să vă încurce, să vă ajute. Păi dacă ei n-au suficientă minte, ăștia au, numai alții n-au. Când vrea să facă nu știu ce figură, spui, băi, copile, tu ești fratele meu în Hristos, da, de la tine aștept altceva. Eu vreau să mă mărit frumos, vreau să capăt binecuvântarea lui Dumnezeu, vreau să am o familie în felul ăsta, de la tine aștept altceva. Nu să-mi dai idei prostești, că să-mi le dau alții. Nu trebuie să vin la biserică să le primesc de la tine. Ar fi o chestie să le spuneți așa deschis. Băieți, voi aștepta ceva de la fete sau doar un da. Păi nu gândiți-vă și voi cum vreți să începeți viața de familie. Și eu zic că înainte de a avea așteptări de la noi, că noi poate nu vă înțelegem, nu, suntem mai babalici, mai nu știu ce, alții nu vă înțeleg, eu zic că v-ați putea înțelege voi tinerii. Și poate să aveți discuții între voi, băieții, să sunteți fetelor. Noi chiar vrem să ne însurăm serios. Vrem o familie care să ne onoreze pe Dumnezeu. Și dacă nu ne ajută alții cât ar trebui, hai să ne ajutăm noi tineri unii pe alții. N-ar fi fain asta, frate facem întâlnire tinere, să ne ajutăm să ne căsătorim frumos în Hristos. Asta nu înseamnă să discutăm de fiecare dată despre căsătorie. Că ne ducem cu pluta, știi, dacă 15 ani până te măriți, numai de măriti și auzi, gata, o de amânată îmbolnăvește inima. Dar eu v-am spus, tot ce facem frumos are de-a face cu viața de familie. Și să fie gândul acesta, ne ajutăm împreună la o viață curată, la o viață sfântă, ne rugăm unii pentru alții, ne atenționăm unii pe alții, veghem unii asupra altora. Știți că de multe ori voi vă uitați așa, vă bătrânii este de ce nu pleacă la Domnul? Știți ce propunere aș avea eu? Considerați că am plecat tot. Considerați că sunteți numai voi tinerii, biserica ce-a rămas. Am o întrebare, ce faceți acum când noi nu mai suntem, nu vă încurcăm, vă ajutați unii pe alții la o trăire pe care Dumnezeu să o poată binecuvânta. Vă ajutați? Încercați și noi nu o să vă încurcăm. Ascultați-ne. Am spus-o și o să repet mereu, nu o să-mi fie niciodată greu să iau lecții de pocăință de la un tânăr. Să dea Dumnezeu toți tinerii să fie mai pocăiți ca mine. Amin. Și să mă uit la ei să spun, Doamne, e minunea ta, uite, mi l-ai scos în cale, am, am învățat ceva de la ei. Dar gândiți-vă ce așteptați unul de la celălalt. Și de la Dumnezeu, și de la părinți, și de la biserică, și de la ceilalți. Dar gândiți-vă cu seriozitate ce așteptați și de la voi. Pentru că sunt unele lucruri pe care numai voi le puteți rezolva sunt unele lucruri la care ești pe cont propriu. O dădeam exemplu pe Maria. Maria avea frați, avea surori, dar atunci ea, la mormânt, în căutare ea, ei după Hristos cel viu, cu cine a rămas? Ea cu ea. Dar n-a fost tragedie, aș spune din punctul meu de vedere, a fost trist că n-a rămas nimeni cu ea, corect? Să nu rămână nicio femeie cu tine, să nu rămână niciun ucenic cu tine. A fost trist, dar n-a fost tragedie. Și unele lucruri le rezolvi tu și Isus. Să vă gândiți ce așteptați de la voi când e vorba de căsătorie. Sunteți dispus să vă faceți partea. Sunt momente în viață când rămâi tu singur cu Dumnezeu. Dar poate fi cel mai frumos lucru. Și cele mai mari biruințe. Dragii mei, ajunge pentru seara asta, ca să nu-i duc pe unii prea tare nispită. Și de data asta închei de dragul vostru, ca abia așteaptă frații și surorile să se roage pentru voi. Amin? Uh. Nu uitați că vă dau cărțile, dacă vreți, mă scrieți și găsiți pe orice carte a mea, găsiți adresa de e-mail, dacă nu vreau dau. Poate la sfârșit, mi-a zis un frate că nu-i păcat dacă vă fac ca două carte, dar nu am din alea pentru căsătorie, vă dau altceva care vă ajută tot în privința căsătoriei, asta mai discutăm noi un pic mai încolo după ce zicem amin. Deci acum, cum o să procedăm? Toți cei necăsătoriți vă ridicați în picioare. Toți cei necăsătoriți, vă ridicați în picioare. Și acum, după ce toți cei necăsătoriți v-ați ridicat în picioare, acum cei căsătoriți, vă duceți și alegeți. Și după ce îi alegeți, îi luați lângă voi sau rămâneți lângă ei unde vreți și vă așezați jos. Că nu începem rugăciunea până când mai este unul în picioare. Nu-mi permite în seara aceasta și nu o să vă permit nici vouă să rămână unul sau una pentru care să nu se roage cineva. Spor la lucru.